și de a o retrimite în Parlament, conform atribuțiilor pe care Constituția le conferă președintelui țării, atribuții pe care le-am invocat și noi în poziția pe care am avut-o vis-a-vis de această situație. Vreau să spun de la început că am luat tact de această decizie și considerăm că era singura soluție corectă, singura soluție acceptabilă pentru a detensiona sau, să sperăm, nu doar a amâna, ci ulterior a soluționa o criză instituțională, o criză politică și o criză de încredere în România. Era soluția pe care o așteptau în primul și în primul rând pensionarii, cei care urma să li se aplice o lege adoptată prin fraudă, dar cred că și toate celelalte categorii de vârstă și categorii sociale, oameni care au mai mult sau mai puține ani până la pensie, dar care ar fi fost categoric loviți în ceea ce a mai rămas din încrederea publică în președintele țării și în Parlament, dacă o lege atât de importantă, adoptată printr-o fraudă evidentă, ar fi fost promulgată de președintele țării. Vreau de asemenea să constat și, dacă e cazul, chiar să apreciez că domnul Băsescu a găsit o motivație acoperită din punct de vedere constituțional de a retrimite legea în Parlament și de a nu o promulga în această formă, o motivație până la urmă diplomatică și politică, o motivație care, dincolo de fondul ei, are ca scop tocmai nepromulgarea legii și amânarea sau chiar soluționarea unei crize politice majore și crize de încredere majoră. Deplâng faptul că, dând dovadă de obtuzitate și de lipsă de inteligență politică, liderii PDL, liderii grupului parlamentar al PDL, doamna Anastase, domnul Toader, toți ceilalți, n-au înțeles înaintea președintelui Traian Băsescu că să greșești este condamnabil, să nu-ți recunoști greșeala este și mai condamnabil și să persiști în acea greșeală evidentă este poate lucru cel mai condamnabil posibil. Președintele Traian Băsescu a sancționat implicit frauda din Parlament și, încă o dată spun, cunosc foarte bine prerogativele prevăzute de Constituție pentru președinte. Nu mă așteptam ca domnul Traian Băsescu să numere, așa cum au făcut-o cei din mass media sau așa cum probabil o vor face procurorii, numărul de deputați care au votat acea lege, și cred că soluția pe care au găsit-o e soluția politică și constituțională corectă în acest moment. Vreau să remarc de asemenea ceea ce va fi foarte ușor de remarcat de mass media și de noi cei care cunoaștem legea, poate remarcat de pensionari și de restul opiniei publice. Amendamentul, sau mai bine zis, prevederea pe care președintele Traian Băsescu o contestă, motivația pentru care retrimite legea în Parlament, nu este aleasă întâmplător. Vârsta de pensionare a femeilor în România, prevăzută în legea fraudată la 65 de ani și care sigur va produce efecte până în anul 2030, este un amendament depus de către domnul deputat social-democrat Dan Mircea Popescu, un amendament adoptat în Comisia Camerei Deputaților de către majoritatea PSD-PNL, un amendament care, la votul la plen, și avem stenogramele, le-am prezentat și le vom prezenta în continuare, a fost adoptat de plen prin, având alături de opoziție, votul celor de la UDMR. Moment în care doamna Roberta Anastase, care conducea acea ședință, vă reamintesc, a refuzat să accepte votul și l-a supus la vot de încă două ori până când a fost respins. De aceea eu și cred că și jurnaliștii înțeleg semnificația acestui motiv pe care președintele l-a găsit și este cu atât mai clar că este o sancțiune implicită și în limitele Constituției pe care Traian Băsescu o adresează modului fraudulos, incorrect, ilegal în care această lege a fost adoptată în Parlament. S-a făcut jumătate
din ceea ce oamenii așteptau. Nepromulgarea legii, retrimiterea în Parlament. Vă reiterez faptul, așa cum s-a întâmplat foarte de curând la legea Anii, retrimisă de asemenea de președinte în Parlament, că putem să reluăm întreaga lege și putem îndrepta nu doar acel articol incorrect privind vârsta egală de pensionare, ci putem îndrepta multe alte lucruri care au scăpat în graba cu care doamna Anastase și parlamentarii PDL au votat în mod fraudulos întreaga lege. A doua jumătate însă a drumului spre normalitate este categoric demisia doamnei Roberta Anastase, numirea de către PDL, de către PDL, care are majoritate în acest moment în Camera Deputaților, a unui nou președinte și vederea către pensionarii acestei țări, dar și către ceilalți oameni care se uită la ce înseamnă viața politică, că indiferent de cât de importantă este funcția pe care o ocupi, indiferent de cât de apropiat ești sau de credincios președintelui de partid sau altui șef, atunci când încalci legea, când ești dovedit că ai încălcat legea, trebuie să-ți asumi responsabilitatea și fapta doamnei Anastase nu poate să rămână nepedepsită. Vom cere în continuare demisia doamnei Roberta Anastase și atrag atenția că nu poate fi vorba de o nouă discutare și de un nou vot la legea pensiilor sub patronajul celui care a fraudat și prima dată această lege. Ar fi absurd ca cineva să aștepte de la deputații PSD să participăm, să uităm pur și simplu că prima dată a fost fraudată legea și să luăm totul de la început ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic. Cu un nou președinte al Camerei Deputaților, grupul parlamentar PSD va participa la discuția acestei legi, va face amendamente așa cum l-a făcut pe cel privind vârsta de pensionare în cazul femeilor și care n-a fost acceptat atunci, acum probabil că va fi acceptat. Și sigur, dacă majoritatea guvernamentală va avea numărul constituțional de voturi și va trece proiectul de lege, în ciuda opțiunilor și opiniilor noastre divergente. În ultimul rând, și cu asta închei, și dacă aveți dumneavoastră întrebări, sunt gata să vă răspund, consider decizia de astăzi a președintelui Traian Băsescu un succes comun al celor care au luat atitudine față de frauda din Parlament și vreau să încep cu mass media, cea care a dovedit practic mai mult decât am făcut-o noi cei care ne-am aflat acolo de față acea fraudă, cu societatea civilă care poate pentru prima dată după foarte mulți ani, indiferent de opțiunile pro-guvernamentale, pro-prezidențiale sau antiguvernamentale sau antiprezidențiale, a sancționat public fapta fără precedent comisă în Parlament de doamna Anastase, a sindicatelor care au avut o atitudine coordonată și unitară pe această temă și sigur că da, a noastră, a celor care am avut posibilitatea, din punct de vedere politic, să ridicăm aceste semnale. Este a doua oară în acest an când un efort comun reușește să facă bine pensionarilor din această țară și altor categorii sociale. Reamintesc că în vară, la sesizarea noastră, Curtea Constituțională a oprit tăierea pensiilor cu 15% propusă de actuala putere. Iată că acum, doar și doar în urma acestui efort comun a mass media, al societății civile, al sindicatelor și al opoziției, opoziția unită în această situație, doar în acest fel am reușit să-l convingem pe președinte să adopte, încă o dată spun, decizia corectă și singura decizie pe care oamenii o așteptau de la un președinte al României. Vom încerca, în măsura în care nu doamna Anastase va conduce Camera Deputaților în viitor, să participăm la toate discuțiile privind legea pensiilor, să facem amendamente și să ne supunem unui vot corect, nu unui vot fraudat, care să decidă forma finală a acestei legi, o lege pe care ne-am asumat ca țară obligația să o adoptăm în fața Fondului Monetar Internațional al Comisiei Europene, dar ne-am asumat să o adoptăm respectând principiile statului de drept și nu fraudând voturi într-un mod
care categoric nu a făcut decât să scadă și mai mult prestigiul nostru ca țară în fața partenerilor noștri internaționali. Aceasta e poziția Partidului Social Democrat. Dacă aveți întrebări, sunt gata să vă răspund. Vă răspund la toate întrebările, deci e în regulă. Vă rog. Pozițiile acestea, legea propusă la Parlament, mai inițiați procedurile de suspendare a președintelui? Nu, vreau să explic încă o dată. Partidul Social Democrat și eu personal nu ne-am dorit, las deoparte orice comentarii mai mult sau mai puțin absurde ale celor de la PDL, dar nu ne-am dorit o criză politică cu orice preț. Am precizat de la început, dacă nu mă înșel, săptămâna trecută, exact acum o săptămână, poate la oră, un pic mai devreme ca oră, că Partidul Social Democrat va iniția procedura de suspendare dacă președintele Traian Băsescu va deveni complice cu frauda din Parlament și își va pune semnătura pe această lege fraudată. Astăzi, președintele, încă o dată o spun, a ales singura soluție corectă și a ales-o într-un mod pe care îl consider diplomatic și politic și a acoperit de prevederile constituționale. Nu ne interesează cu orice preț o criză politică, bătălia noastră cu Traian Băsescu și cu PDL se va da în continuare în limitele unei bătălii politice. În această situație însă, la această lege, nu mai era vorba de o bătălie politică.